Bună seara! Astăzi o să abordăm o problemă, bănesc că nu o să o terminăm într-o singură emisiune, și anume despre bărbați. Și dacă am scris despre jumătatea mea femeie, probabil că o să trească să scriu o carte și despre bărbați, dar încă nu i-am sosit timp. În orice caz, pentru că marea majoritate a pacienților, clienților, elevilor mei sunt femei, dar nu este o temă care le preocupă în mod special pe ele și firea să fie așa. Vă spun câteva cuvinte despre părerea mea despre această temă. Și o să încep prin a spune că planeta asta a fost gândită așa cum e. Adică, știți, am auzit multe povești și multe mituri. Dar am înțeles un lucru, că lucrurile sunt așa, pentru că așa vrea Dumnezeu. Și oricât te-ai zbat de multe ori, lucrurile se așează într-o anumită ordine, toate lucrurile se așează în acea ordine, fără să faci nimic. Și am înțeles că de multe ori efortul nostru este absolut inutil. Asta nu înseamnă că nu mai trebuie să facem nimic. Dar limitele în care noi putem să facem și să schimbăm ceva sunt totuși foarte mici. Și spuneam că planeta asta a fost gândită așa, să fim exact așa cum suntem. Adică bărbați și femei. Un nivel bipolar. Un model uman, sexual, da? În care există bărbatul și femeia ca un întreg. Dacă bărbatul și femeia formau o sferă, atunci hai să zicem că în cazul planetei Pământ, divinitatea a luat această sferă, a despărțit-o în două bucăți. Aceste părți conțin atributele divine ale omului, ale omului ca sferă, ale omului Dumnezeu, numai că sunt împărțite în părți inegale ca atribute ale femeii și ale bărbatului. Am auzit de multe ori spunând și bărbații și femeile. Bărbații spun că femeile sunt defecte sau că toate femeile sunt făcute de aceeași mamă, expresia. Sau despre bărbați, am auzit femeile spunând că bărbații sunt ciudați, că sunt altfel. Doamne, niciun sex nu este greșit. Oamenii sunt așa, pentru că așa trebuie să fie. Și sunt așa tocmai pentru că această diversitate creează această lume care este foarte plină de neprevăzut, foarte capabilă să-ți ofere foarte multe variații, foarte multe informații, foarte multe experiențe. Este o lume experimentală. Eu mult drag când aud în dogme spunând că Dumnezeu este atoate știutor și atoate cunoscător. Eu nu cred asta. Că este, nu contest. Dar sunt convins că exact cum Dumnezeu este, așa sunt, dacă este Dumnezeu atoate cunoscători, așa suntem și noi, atoate știutori și avem un potențial imens de care nu știm și nu suntem conștienți. Cred că Dumnezeu învață, cred că Divinitatea învață, cred că Divinitatea experimentează prin noi, prin intermediul nostru, fie că suntem bărbați, fie că suntem femei. Cred că Divinitatea ne pune în diverse situații în care noi reacționăm într-un anume fel și învățăm și odată cu noi învață și Divinitatea. Dacă prin femeie se manifestă principiul feminin divin, prin bărbat se manifestă principiul masculin divin. Și atunci bărbații întotdeauna o să aibă, întotdeauna, teoretic, bărbații ar trebui să aibă mai multă voință, mai multă înțelepciune, mai mult curaj,
mai multă tărie de caracter, mai multă, eu știu, putere interioară. Sunt o grămadă de atribute ale principiului masculin care ar trebui să se regăsească automat în bărbat. Din păcate, în ziua de astăzi, bărbații și-au cam pierdut rolul de bărbați. Și nici ei nu înțeleg, nici femeile nu înțeleg de ce bărbații nu mai sunt bărbați. Să zic eu, prin bărbat, eu nu înțeleg un tip care, mă rog, se scarpină la șliț și râgâie tare după ce bea bere și vede un meci de fotbal. Eu cred că atributele bărbatului sunt cu totul altele. Dacă bărbatul era considerat capul familiei și îi se cerea sfatul în toate problemele majore și femeia se ocupa de creșterea copilului, de educație, de tot ce ține de partea emoțională, în timp atributele astea, aceste roluri s-au omogenizat și la ora actuală nici femeile nu mai sunt femei, nici bărbații nu mai sunt bărbați. Deci ceea ce este tragic. Pentru că faptul că bărbații nu mai sunt bărbați face ca generațiile viitoare de băieți să nu mai aibă modele masculine. Și ne mai avem modele masculine, automat pierd ei la rândul lor din bărbăție. Evident că suferă și femeile din cauza asta. Pentru că femeile au nevoie de un bărbat care să fie dominant, care să le domine. Un bărbat care să fie înțelept, care să fie puternic. Care acolo putere să le dea, să zic eu, motorul acțiunilor lor dintr-o anumită perspectivă. Înțelegeam la un moment dat când o prietenă îmi spunea că nu poate să funcționeze fără iubire. Fără iubirea unui bărbat. Și nu înțelegeam treaba asta. Am înțeles-o mult mai târziu și anume că existența unui cuplu bazat pe iubire face ca fiecare din cei doi parteneri să beneficieze de puterea întregului. De puterea întregului cuplu. Care reface sfera primordială. Eu cred în povestea inițială când Dumnezeu a despărțit omul, Dumnezeu și l-a făcut bărbat și femeie. Dar cred că în timp nu poate să ajungă la desăvârșire și să aibă puterea divină chiar dacă nu este integrat unui cuplu. Însă, pe planeta Pământ, pentru că suntem construiți într-un anume fel care ține de și de partea organică, de partea fizică, dar și de partea energetică, partea spirituală, partea emoțională, un om poate să funcționeze mai greu în afara unui cuplu. Evident că relația bărbat-femeie a fost îngăduită de Dumnezeu ca formă de școală. Căsătoria este o școală, relația cu omul de mine este o școală. Vi spuneam că motivul pentru care este o școală este tocmai pentru că prin intermediul celui de lângă tine se manifestă umbra ta. Dacă umbra ta este iubire, se va manifesta iubire. Dacă umbra ta este violență, se va manifesta violență. Dacă umbra ta are defecte, prin cel de lângă tine se vor manifesta defectele tale. De asta relația de cuplu este o școală spirituală. La fel cum puznicie este o școală spirituală, deci cum călugăria este o școală spirituală, singurătatea, deci absența, relația de cuplu este o școală. Vă dați seama, din punct de vedere biblic, ca și căsătorie, se spune că bărbatul are puterea asupra trupului femeii și femeia asupra trupului bărbatului. Cam câți dintre noi acceptăm că cel de lângă noi, bineînțeles, nu poate să facă întâi de puțin, dar are drept asupra corpului tău când are el nevoile lui, să zicem, nevoile lui sexuale. Și atunci, evident că relația de bărbat și femeie este o relație complexă și o relație care, în perspectivă, te ajută să
să-ți descoperi propriile tale defecte, pentru care le vezi în celălalt. Eu am realizat treaba asta în momentul în care atrăgeam un anumit tipar de femei. Și, băi, e defect, e defect. Bă, da, toate sunt defecte, nu mai sunt eu, sunt special. Și, la un moment dat, am înțeles că, de fapt, atragem persoana cu care rezonăm. Deci, uite-te foarte bine la omul de lângă tine și o să-ți dai seama cum ești tu în realitate. Și în momentul în care am realizat treaba asta și am hotărât să schimb ceva în interiorul meu, automat, femeile din de lângă mine, mă refer prietene, asistenta, iubita, femeile, persoane sexuale, că am toate vârstele, care au început să vină să învețe de la mine, au început să fie altfel. De ce? Tocmai pentru că eu m-am schimbat și am început să rezoneze cu mine acel schimbat, acel mai îmbunătățit. Bine, evident, suntem departe de perfecțiune, că altfel n-am fi în cer, am fi în cer și nu pe pământ, dar, mă rog, cât suntem aici, învățăm. Bun. În ceea ce privește bărbatul. Deci, asta încerc să explic femeile. Bărbații nu sunt defecți. Ei sunt cum sunt ei. Și atunci, în relația unei femei cu un bărbat, noi nu încercați să schimbați bărbații, că încercați să vă schimbați pe voi. Schimbându-vă voi, automat schimbați imaginea voastră în bărbatul de lângă voi. Schimbarea imaginii voastre în bărbatul de lângă voi va face fiecare să fie mai bun, fiecare să dispară din viața voastră. De ce? Pentru că nu se mai potrivește vouă. În momentul în care voi vă schimbați în bine, automat se schimbă imaginea voastră la orice nivel. Că e profesie, că e iubire, că e sex, că e, eu știu, viața personală, că sunt bani. Absolut tot. Totul se schimbă în momentul în care tu îți schimbi caracteristicile spirituale. Cum să zic eu? În momentul în care tu devii mai bun. Și atunci, automat, o să atragi alt tipuri de bărbați. Deci nu se poate ca o femeie să atragă trei bărbați bețivi unul după altul. Înseamnă că undeva există acel program. Și ca să vadă ce înseamnă un bărbat bețiv. Deci nu se poate ca o femeie să atragă numai bărbați a femeie. Sau, mă rog, care ușoară. Înseamnă că unde ea există acest program. Deci, unde vă zic, nu, eu, în momentul în care mi se întâmplă ceva în viață care nu-mi convine, încerc să înțeleg unde am greșit eu de am atras acel lucru. Nu mă culpabilizez, nu-mi pun cenușă în cap, nu țin posturi negre, nesfârșite, adică nu vă închipiți că acum gata, o să mă autoflagelez și mă tai cu lama pe mâini. Nu, pur și simplu încerc să înțeleg unde am greșit, pentru că știu că înțelegând unde am greșit, data viitoare va atrage un om sau o femeie de alt tip care să nu se potrivească. Evident, ca bărbat poate că e mai ușor să ai mai multe relații. Dar asta este tot o chestie de educație. Adică, să știți că nu o să dau niciun premiu special și nu cred că să dă un premiu special unei femei care a stat 20 de ani cu un bărbat care a chinuit-o doar pentru că ce să zică lumea și că nu o să mai ducă în cer. Asta e o prostie. Dacă omul se schimbă și tu stai 20 de ani cu el, asta este o dovadă de prostie crasă. În niciun caz, nici de credință, nici de nimic. Pentru că nu se folosește la nimic și n-ai cum să evoluezi spiritual cum un om care îi lângătine și pe care nu interesează pe ceva. Și poate să spună mie oricine și orice. În momentul în care lângă tine este un om care nu vrea să evolueze din punct de vedere spiritual, ăla este ca un bolovan legat de gât pentru un înotător. Sau ca o remorcă pentru o bicicletă. Clar, îți dau un scris asta orice, la orice oră. Și atunci problema se pune dom'le, dacă știți cum se aseamănă evoluția spirituală? Ca urcușul pe munte. Păi dacă al tău vrea să stea la televizor și tu vrei să urci pe munte, mai poți să te urci pe munte dacă stai pe el la televizor? Nu e cum. Și atunci ai două soluții. Ori pleci, ori stai la televizor.
Deci cam așa se învădează evoluția spirituală. E adevărat, pot să încep evoluția spirituală și ăla de lângă mine poate eventual să vadă schimbările mele și să poate schimba și ea. Sau poate să rămână unde e. Asta este problema lui. Eu trebuie să-mi văd de calea mea spirituală. Eu sunt dator să-mi văd de calea mea spirituală. Cum să zic eu? La sfârșit, toți dăm socoteală pentru potențiale nefolosite pe calea spirituală. Adică nu o să pot să spun, știi, Doamne, n-am vrut să evoluez. De ce? Păi n-am vrut soțul, nu m-a lăsat mama, nu m-a lăsat tata să... Nu m-a lăsat soțul să mă duc la cursuri, nu m-a lăsat soțul să mă duc la liturghie, nu m-a lăsat soțul să mă duc la prislov, nu m-a lăsat soțul. Doamne, asta-s prostii. Asta înseamnă că tu ai ce ai ascultat mai mult de părerea soțului decât de Dumnezeu. Păi asta este greșit. Cine iubește pe tatăl și pe mama sa, pe fiul și pe fiica sa, pe soțul și pe soția sa, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Pum, n-am zis eu, a zis-o Hristosul. Deci, automat, primul trebuie să fie Dumnezeu. Și după aia vine cea de mine. Și atunci, dacă eu vreau să evoluez spiritual și cel de lângă mine nu vrea să evolueze spiritual, pot să plec. Pentru că prima mea datorie este față de Dumnezeu. Nu au importanță nici copii, nici bani, nici averi, nici nimic. Prima mea datorie este față de Dumnezeu și eu am promis să mă întorc acolo. Când am venit pe pământ, darul vieții mi s-a dat cu condiția ca să mă întorc la Dumnezeu, cu El, cu sufletul și eventual cu sufletul bunătății. Nu există nicio scuză, niciuna, țineți minte, pentru care să zic, Doamne, știi, n-am putut. N-am putut. De ce n-am putut? Păi, că, cum adică să mă despart? Că pierdeam averi. Cum adică să mă despart? Că suferea copilul. Cum adică să mă despart? Că aia. Nu există nimic în afară de evoluția spirituală. Evoluția spirituală este pe primul loc. Restul sunt secundare. Asta, oricând și la orice ori, pot să vă spun. Există chiar o pildă. Există o pildă în Ortodoxie cu un om care a plecat la mănăstire, deși era căsătorit și avea copii. Și se punea problema dacă a făcut greșeală sau nu a făcut greșeală. Și răspunsul a fost, nu! Dumnezeu este singurul motiv pentru care pot să renunț la orice și pot să încarci orice negrosicială. Bun. Atât. Bun, revenind. Deci, doamnelor, bărbații de lângă voi sunt bărbații pe care îi atrageți. Bărbații de lângă voi sunt oglinzile voastre. Uitați-vă la bărbații de lângă voi ca să vedeți cum sunteți voi în realitate. În funcție de bărbatul de lângă voi, puteți să vă dați seama cum sunteți în realitate. În funcție de bărbații cu care ați fost în viața voastră, puteți să vă dați seama cum sunteți în realitate. În funcție de femeile cu care am fost eu sau bărbații în viața lor, puteți să vă dați seama cum sunt ei în realitate. Asta este foarte simplu. Pentru că noi ne-am atras ce? Oglinzi. Și atunci, nu mai dați vina pe bărbații. Că ăla e așa, că ăla e așa, că ăla e așa, că ăla e așa. Că problema nu e a lor. Problema e a voastră. Dacă voi ați atras bărbații respectiv, înseamnă că undeva în voi există ceva, un program pe care voi trebuie să-l schimbați. Asta este valabil și pentru mine în relația cu femeile. Eu am atras femeile pe care le-am, cu care am rezonat. Așa este și voi. Voi atrageți bărbații cu care rezonați. Sunt instinctual? Înseamnă că voi atrageți bărbați instinctual. Sunt emoțional? Înseamnă că sunteți emoțional. Și tot așa. Și din asta aveți ceva de învățat. Ei sunt cum sunt ei. Singurul lucru. Și nu pot să schimb un om. Nu pot să schimb un bărbat. Singurul pe care pot să-l schimb sunt eu. Singurul pe care le puteți schimba sunteți voi însevă. Cred. Da? Și atunci, ocupați-vă de treaba asta, nu să vă preocupați de schimbarea bărbaților de lângă voi. Dacă vă plac cum sunt, lăsați-i cum sunt. Bun. Și o să am o serie de întrebări și am destul de multe, așa că o să încep prin a răspunde la întrebări. Pentru că, mă rog, ca să nu rămân bine. Care este rolul bărbatului pe planeta Pământ din punct de vedere divin? Doamne, bărbatul, primul rând, pe planeta Pământ, din punct de vedere divin, este să-și asume rolul de bărbat, să facă ceea ce face un bărbat. Eventual să facă copii și să ajute la creșterea lor.
să muncească, evident, și de ce nu, să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Evident că rolul bărbatului, cum să zic eu, nu este toată lumea. Noi avem un model, un model social, un model uman, un model familial. Dumnezeu nu înseamnă că trebuie să fie neapărat așa. Asta este modelul social actual. Nu-i bătut în cuie. La asta s-a ajuns. Nu înseamnă că este singurul și cel mai mult. Asta e. Poți să ți-l asumi sau poți să nu ți-l asumi. Este conștiința ta. Nu este obligatoriu. Deci toată lumea crede, toată lumea are problema asta, că trebuie să găsească, trebuie să convine, trebuie să facă copii. Greșit. Nu este obligatoriu. Știți când am înțeles eu treaba asta? Există o pasăre care se cheamă cuc. 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 Toată lumea a auzit despre pasărea numită cuc. Dom'le, cucul ăsta, ce face cucul ăsta? Nu știu dacă știți. Se duce, dă ouăle jos ale păsărilor, își pune ouăle lui acolo și după aia pleacă. El nu clocește. Ouăle lui sunt clocite de o pasăre care de multe ori este mult mai mică decât el. Și atunci puii ei sunt foarte hămezi și foarte mari. Bun. Și această pasăre cuc e creația lui Dumnezeu. Știți, m-am gândit foarte mult la cuc. De ce? Întrebarea face că mergem la țară la unde stăteam la mătușa mea, în nord, în Drăgășani. N-aveam voie să intrăm în nord până nu cânta cucul. Și atunci toată via copilăria mea este legată de cuc. Dacă te prinde cucul cântând din față, o să meargă bine tot anul. Dacă a cântat cucul, poți să intri în nord. Dacă a cântat nu știu ce cuc, ei, și atunci viața mea este reală. Și atunci, fără să vreau, m-am gândit la cucul ăsta, ce viața are el. Cucul ăsta, asta face. Dom'le, cucul nu are conștiință. Cucul nu are dorințe personale, n-are instincte și nu se îndrăgostește. Și atunci ce face cucul ăsta? Face, îndeplinește un program. Oare cine ar fi băgat cucului programul ăsta? Să facă o în cuiburile altora și să crească alte păsări copiii lui. Dumnezeu. Toată lumea, vai, cădem pe spate de lebăda care își alege partenerul pe viață, de lupul care își ia o lupoaică alfa și o transformă din beta în alfa. Dom'le, există cucu. Cucu este un program creat de Dumnezeu în acestei planete. Există ploșniță. Ploșnița e mai drăguță. Ploșnița nu are simțul găurii. Și atunci, el are un penis, el masculul, are un penis în formă de sabie. Și în loc unde pătrunde femeia ploșniță, acolo apar organe genitale. În funcție de câte organe genitale are femeia ploșniță, îți dai seama câte împerecheri a avut. Foarte distractiv. Tot un program. Dom'le, să știți ceva? Planeta asta este plină de umor. Numai că noi luăm foarte mult în serios programele. Și nu vedem lumea în afara programului. Există programul cuc, există programul ploșniță. Astea nu sunt făcute de dracu. Sunt făcute de Dumnezeu. Și atunci îmi dau seama că Dumnezeu are un bun. Și că noi luăm în serios foarte multe lucruri care de fapt nu sunt lucruri serioase. Pentru că ce-ar fi dacă omul ar fi pe principiul cucului sau pe principiul leului? Că programul leului tot de Dumnezeu e creat. Și programul haitei lupilor și programul... Toate astea sunt programe create de Dumnezeu. Și noi avem un program. Ca să fim serioși, nu ne putem programa noi. În ce măsură e creat El de Dumnezeu și, și cât e creat El de oamenii în biserică, asta este partea a doua. Dar în niciun caz nu este ceva tot în cuie. Deci, rolul bărbatului din punct de vedere divin este, un bărbatul este în primul rând om. Deci primul legătorie este față de Dumnezeu. Primul legătorie este să se mântuie. În rest, că își îndeplinește atributele de bărbat, mă refer sexual, că stă într-o relație cu o femeie, că astea sunt opționale, bărbatul are, știți că eu singur, e un bătrân, bunicul unui prieten al meu, spunea foarte frumos, de există un singur lucru care trebuie pe planeta asta. Și aia să muri, restul sunt opționale. Deci, în afară de a muri bărbatul, are restul doar opțiuni. Opțiunea de a se întoarce la Dumnezeu, opțiunea de a se
de a se căsători, de a face copii, opțiunea de a face o anumită profesie. Astea sunt probleme și multe sunt care au dreptul să-și le aleagă singur. Dar nu înseamnă că el trebuie să facă ceva din punct de vedere divin. El este om, ca și femeie, ei sunt. Și trebuie să învățăm să colaborăm și să conlucrăm cu alții bărbații și femeile, respectându-ne pentru ceea ce suntem. Adică nu crezând că suntem superiori sau inferiori. Crezi că bărbații au o anumită suficiență pentru faptul că s-au născut bărbați? Nu! Pentru că s-au născut bărbați au o suficiență. Ci pentru că suntem educați că bărbații sunt special, au această suficiență. Deci totul, deci un bărbat, o să vezi, dacă un bărbat trăiește între lupi, va urla ca lupii. Da? Și sunt exemple copiilor care au trăit între lupi. Deci asta nu înseamnă că bărbatul este conștient de bărbăția lui din naștere. Absolut deloc. Nici nu știe ce are. Deci, în niciun caz, suficiența bărbaților nu este din naștere. Suficiența bărbaților este fie de cauză spirituală, din educație în alte vieți, fie este din educația din familia asta. Știți că la un moment dat dădeam o vina pe țările islamice pentru ceea ce fac apropo de femei. Bărbații. Dom'le, dar bărbații ăștia sunt crescuți de femei. Ei au fost educați de femei când erau mici. Deci problema nu este propriu-zis bărbatul. Bărbații sunt educați de femei. Eu sunt educat de mama mea, de prima mea iubită, etc. Deci noi suntem educați în primul rând de femei. Că dacă o femeie îți spune, băi, fraier, nu acolo, că nu e bine și nu-mi place și nu știu ce îți dă, până la un moment dat înveți că nu. Dar dacă ți se îngăduie absolut orice, doar pentru că ești purtător de, mă rog, e evident că vei fi acolo. Și atunci problema nu se pune de bărbați la faza asta, ci de educația bărbaților. Deci, ce aș face eu? Se spune așa că dacă vrei să vezi cum va fi o fată peste niște ani, trebuie să-i cunoști mama. Așa e și cu bărbații. Dom'le, dacă vrei să vezi cum este el ca bărbat, vezi mama. De ce? Mamele de băieți sunt mai rele cu femeile decât femeile. În general. Sunt mamele de băieți, o să vedeți, că nicio fată nu este destul de bună pentru băieții lor. Și le resping pe toate. Automat. Spre deosebire de mamele care au și mamă, și fată, și băiat, sau au numai fete, și care au alte apreciere la vis de femei. Mamele de fete sunt îngrozitoare. De băieți sunt îngrozitoare. De cele mai multe, deci 90% din cazuri, pot să vă dau. Înscris statistic, 90% mamele de băieți. Și atunci problema se pune, deci de educație în băieții. Că dacă tu îi duci băieții să se poartă frumos cu fetele, să ai grijă de ele, că sunt mai sensibile, să vorbească frumos cu ele, să nu le împingă. Că băieți, când începi să fie băieți și le place de fac, primul lucru încep să ciupească și să o facă de păr. Nu știu să-și manifeste iubirea vis-a-vis de... Și ei cred că așa e frumos. Ca băieți. Și atunci, dacă tu înveți băieții să se poartă frumos cu fetițele, clar va ieși în bărbanie. Dacă tu înveți că o femeie este un rău necesar, că femeia este păpușa dracului, cum e în Ortodoxie. Deci asta e școala Ortodoxiei. Dacă tu înveți că femeia este vinovată pentru toate relele, că femeia trebuie să stea la cratiță, să spele, să calce și să te aștepte prag cu mâncarea încălzită, atunci așa o să știe și bărbatul respectiv. O să vezi. Dacă tu, tu ca mamă, educi un băiat să fie, să respecte sexul, el va crește și eu. Deci problema nu e de suficiența bărbaților, ci de educație. Că îi trag mâna de bătaie și tot învață să poartă cu fete. Clar. Deci, din punctul ăsta de vedere, am avut o foarte mare șansă cu tatăl meu. Tatăl meu i-a plăcut femeie. Și niciodată n-a. El n-a negat treaba asta. Și... tata zicea că, și țin minte și acum, zicea, băi, Dragoș, eu eram așa mai. Cu fetele. Le cam chinuia. Nu te mai zicea câte o mână.
prea mă știam să mă vorbesc din ani. Și tata mă zicea, mă, dragi, zicea, o femeie este ca o pianină. Dacă știi pe ce clapă să apeși, va cânta o muzică divină. Dacă nu, o să zdrângăne pe o țamba. Ei, și mi-a rămas în minte treaba asta. Da, și în același timp am învățat să respect femeia. Bun. A avut și el probleme, dar ca idee. Deci contează foarte mult respectul tău. Deci, ceea ce ai văzut în familia ta relativ la femeie. Și în momentul respectiv, crescând așa, așa o vei manifesta și relativ la cei. Pentru mine, eu am crescut cu ideea să înțeleg femeia. Adică era o specie interesantă și ciudată. Cu rochițe și păpuși și nu știu ce. Și atunci m-a interesat să înțeleg femeia. Cred că a fost unul dintre lucrurile care m-a frapat. În afară de Dumnezeu și dacă există. Femeia cum e. Deci nu este suficient să datorată fabrică sau născut bărbat și din cauza educației. Ambiția bărbatului de a avea cât mai mulți bani se datorează nevoii de putere și control? Nu. Banii sunt o formă de manifestare a puterii interioare. Deci un om, cu cât va avea o putere interioară mai mare, va căuta să obțină ceva mai mult în ceva, în domeniu. Depinde pe ce pune el preț. De exemplu, în familia mea s-a pus mai mult preț pe recunoaștere. Adică, nouă ne plac, mă rog, în neamul meu, ne plac titlurile și recunoașterile și medaliile și diplomele. Mai puțin banii. Banii sunt, îi considerăm secundari recunoașterii celorlalți oameni. Nevoia de bani vine din această putere interioară. Culmea este că sexualitatea este în sens în legătură cu banii. Adică, la un moment dat, instinctul sexual se poate transforma în nevoia de a face bani. The killer instinct al oamenilor de afaceri vine din sublimarea sexualității în dorința de a face bani. Toți avem dorințe interioare. Tuf! Care sunt profund sexuale. Da? N-am zis eu, ai zis o tata frate. Ei, la unii devine calea către Dumnezeu, sau către aflarea adevărului, la unul devine, cum să vă zic eu, profesia, la unii devin bani. Evident că banii sunt o formă de a obține putere. Și puterea presupune dorința de a controla. Corect. Dar de a domina. Nu neapărat control, ci de a domina. Eu mi-am dorit puterea pentru a nu fi dominat. Și mi-am dorit puterea pentru a nu fi dominat, că mi-a rânduit Dumnezeu. Că eu, în cercul meu de copii de lângă bloc, eram printre cei mai mici. Și fiind printre cei mai mici și organizându-se găști, oricum mi-o furam. Și atunci, când am făcut mare, tocmai pentru că am avut, vă zic eu, ocazia să se ia băieții de fata de lângă mine, să se ia de soarele, și să fiu prea mic ca să pot să fac ceva, am zis că nu o să mă fac eu mare, o să mă fac eu să nu mai se întâmple treaba asta. Și asta m-a determinat să fac și arte marțiale sau și cunoaștere. Dacă nu fac cupul, nu fac pe partea altă, deci tot o fac. Adică nevoia de control n-a fost propriu-zis din dorința mea de a fi, ci oarecum exterior. Deci am fost îndrumat pe calea asta, eu ca fond am fost foarte drumță, eram ca o fetiță când eram. Și atunci, mă rog, când s-au luat golanii prima oară de prietena mea și n-am putut să zic nimic, mă rog, așa, mi-am dat seama că altfel nu sunt să mai spun pe treaba asta. Și atunci m-am decis să fac carte marțiale. Iar după aceea când am văzut că nu poți să dai cu pumnul că ajungi la pușcărie, dacă îl lovești până doar ca așa, am zis, las că îi fac pe partea asta. Cumva trebuia să fac.
Lipsa banilor este cea mai mare cauza frustrării bărbaților. Să știți că banii sunt pentru bărbați înseamnă foarte mult. De ce? Noi simțim nevoia să oferim celor pe care îi iubim ce au nevoie. Ei, în momentul în care nu mai putem să facem treaba asta, e ca și cum ar tăia cineva potența. Lipsa banilor afectează potența la bărbați. Fie o se exacerbează într-un moment când vezi numai asta, fie te lasă fără nimic. De ce? Pentru că noi asociem oarecum la nivel de subconștient și mașina, și casa, și banii cu propria noastră potență. Evident că în momentul în care nu prea mai ai bani, nu prea îți mai place. Pentru că ai senzația că în interior nu poți să faci mai mult. Și asta cauzează, hai să zicem, că dărâmă stima de sine. Faptul că majoritatea bărbaților își întrețin familia este formă de plată karmică, e o misiune personală, zic eu, mai mult. Și eu întrețin mai mulți copii, nu? Asta este o misiune personală. Evident că în misiunea asta personală am și eu beneficiile mele, pentru că, într-adevăr, e greu să întrețin o familie. Dar nu înseamnă că este neapărat plată karmică. Este un rol. Rolul întreținătorului de familie este un rol. Că persoana respectivă, că bărbatul care întreține familia, poate că are plăți karmice relativ la oamenii din familie. Dar nu întotdeauna se întâmplă așa. Pentru că, de exemplu, tatăl câștigă bani, dar el câștigă mai mulți bani conform drepturilor divine ale celor din familie, adică și soției și copiilor. Și atunci el câștigă drepturile divine, partea lui cât are voie în viața asta, dar câștigă și drepturile divine ale celorlalți. Și atunci nu întotdeauna este o plată karmică. Eu stăteam și mă gândeam de ce, mă rog, mi-a rânduit Doamne, Doamne, să fiu ca pupu așa. Copiii pe care îi ai, că sunt lângă tine, că nu sunt, ei automat vin cu aportul lor de putere interioară și automat tu, ca întreținător, devii vârf. Adică puterea interioară a unui om este dată și de cei care vin de sub el. Cu cât era un neam mai mare, cu atât cel mai puternic bărbat din familie, cine era? Bunicul. Bunicul care era în vârful piramidei, până se senilizează. Acum se senilizează pentru că nu am jurații cu Dumnezeu și, mă rog, îl întâlnesc pe neamțul care le fură lucrurile, pe domnul Anselm. Dar bunicul era cel mai puternic și cel mai înțelept. De ce? Pentru că el devenea în vârful piramidei, neamul respectiv. Deci, teoretic, cu cât ai mai mulți copii, cu atât are o familie cu o putere mai mare. Din perspectiva asta, de asta ne sunt superiori și o să ne fie superiori chinezii. Pentru că e o putere interioară foarte mare. Și o să ne călărească pe toți. Deci nu este neapărat o plată karmică, este o misiune personală asumată sau dată de Dumnezeu. Bărbații care își copreșesc iubitele cu cadouri manifestă de fapt orgolii? Nu. De obicei, bărbații care dau foarte multe cadouri, dau cadouri fie pentru că vor să cumpere iubire, fie pentru că este o formă de manifestare a iubirilor. Fiecare om are o modalitate prin care percepe iubirea celorlalți. Și pentru asta recomand o carte, se cheamă Cele 5 limbaje ale iubirii. Foarte frumos. Și la copii, și la femei, și la bărbați. Dar, în general, toate sunt asemănătoare. Și cele 5 limbaje ale iubirii la oameni sunt cadourile, serviciile, recunoașterea, timpul petrecut împreună și mângâierea, parcă. Bun. Sunt 5. Ei, datul cadourilor este o formă de manifestare a iubirii. Dar el dă cadouri. Am zis, fie că pentru că vrea să cumpere iubirea cuiva, fie pentru că așa percepe el limbajul iubirii. Nu înseamnă neapărat că este o manifestare a orgoliului. Nu. Că vrea să arate câți bani are. Asta se va întâmpla în funcție de preț. Dar de obicei este o formă de manifestare a fie să cumpere, fie să
Sunt bărbații mai orgolioși decât femeile. Nu cred că se poate vorbi despre așa ceva. Sunt bărbați mai invidioși decât orgolioși decât femeile. Sau nu cred că fiecare orgoliu ține de partea spirituală mai mult decât de partea sexuală, că ești bărbat sau femeie. Este adevărat că bărbații sunt la fel de emoționali și sensibili ca femeia, dar ascundați o mață de duritate? Nu este adevărat. În primul rând, bărbații au un singur centru emoțional, da? Au centri seniori închiși. Deci, automat, femeile sunt mai sensibile la orice manifestare la nivelul emoționalului. Deci, femeile sunt mai sensibile emoțional decât bărbații asta, prin structura lor. Da? Că bărbații sunt emoționali și că ascund date sub masca duritate, asta este firesc și este adevărat. Dar cred că un adevărat bărbat va putea să-și manifeste emoțiile chiar dacă el poate să fie un dur. Eu nu cred că duritatea este neapărat trebuie să fie neapărat dublată de ascunderea emoțională. Și am înțeles treaba asta în Thailanda, când unul dintre antrenorii de acolo și care fusese desemnat în 2000, nu știu cât, cel mai tehnic luptător de Muay Thai din Thailanda, deci, e un titlu care înseamnă ceva. A venit cu pușpeca lui la sală. Pe rând, toți antrenorii de arte marțiale, bărbați, Muay Thai, deci Muay Thai, un stil extrem de dur, poate cel mai dur stil de luptă în afară de MMA, au avut grijă de o fetiță. Omul gândeți. Avea un an și un pic, avea un merge. Și am fost surprins să-i văd pe ăia care se băteau în ring și, mă rog, așa, avem grijă de încălzit. Și atunci, aveam duritatea și aveam emoțional. Deci se purtau cu ea ca cu o prințesă. Lucru care a fost o lecție foarte frumoasă pentru mine. Pentru că aveam impresia că nu e treaba unui bărbat să facă treaba asta. Ei, și totuși, eu făceam. Și o făceau împreună în gașcă. Deci toți bărbații, 5, 7, nu știu cum să fie, erau de antrenori, aveau grijă de aia mică pe rând. Deci când intra din sectorul unui, avea grijă lor. Că aia mică se plimba prin toată baza sportivă. Și atunci nu putea să stea unul după el. Și ea, când intra în perimetrul altuia, avea grijă asta de ea. Se ducea în perimetru, avea grijă la de ea. Și tot așa. Dă seama că eram toți 180 de kg. Dădeam peste ea. Era distrusă. Pe lumea ea. Nu sunt la fel de emoțional și sensibil ca și femeile, pentru că asta îi face bărbați. Îi face bărbați tocmai faptul că nu sunt emoționali și nu sunt atât de sensibili ca femeile. Tocmai asta, duritatea asta face bărbatul să fie bărbat și femeia să fie femeie. Crezi că prin elevație se mână o mare presiune pe bărbat să fie puternic apropo de afirmația bărbați, nu până niciodată? Cred că e o prostie. Cred că e o prostie să spun unui băiat să nu plăne niciodată, pentru că orice bărbat trebuie să învețe să-și manifeste emoțiile. Problema este cum îți manifeste emoțiile. Mie nu e rușine să spun că dacă mă doare, plâng futuri și plâng și n-am nicio problemă. Plâng și asta e extraordinar. Nu o să plâng pe stradă sau, mă rog, nu o să mă dau un spectacol. Dom'le, dar n-am nicio problemă să dacă simt asta. Și nu mi se pare nicio slăbiciune. Nu mi se pare o slăbiciune să suferi, nu mi se face o slăbiciune să-ți asumi suferința, nu mi se pare o slăbiciune să-ți manifesti suferința, mi se pare o slăbiciune să-i chinui pe alții cu suferința ta. Da? Poți să suferi. Perfect. Du-te, frate, în locul tău. Exact în principiul animalului. Ba, frate, mi-am furat-o. Sufăr. Gata, mă duc la mine acolo. Sufăr acolo. Așa. Dom'le, dar trece. Și la revedere. Eu cred că asta este adevărata tărie. Să o manifesti, la revedere, ai trecut de ea. Îți asumi suferința. Doare ca dracu. Că ești părăsit, că ești înșelat, că așa. Perfect. Nu fug dincolo de suferința. Mi-a lecția din treaba asta. Mi-a luat lecția din treaba asta. Nu mai afectează suferința respectivă. Și nu se pune presiune. Problema este că în momentul în care spui un bărbat, nu plânge că ești băiat, nu te doare, că așa, ridică-te că
În momentul respectiv, îl faci să-și nege sentimentele și suferințe, să le ascundă. Și în loc să le manifeste, îl faci un introvertit. Asta e problema. Și în momentul în care nu lași un băiat să se manifeste și spun taci, că ești bărbat ca aia, el se duce înăuntru. Energia se duce înăuntru. Nu se scoate în exterior, se duce înăuntru. Și nu răiește. Nu-i faci un bine. Tu te dă cu pumnul în perete, fă ceva. Manifestă suferința. Dar nu, cum să zic eu, nu-l opresc din treaba asta. Plângi. Perfect, plângi. Dă-te cuvântul. Dă-te cuvântul de cum. El va alege la un moment dat să se manifeste cum vrea el. Dar nu-l blochez eu, nu-i pun frână. Că atunci energia se duce înăuntru și rămâne în el. Și se va manifesta prost mai târziu în relație cu ceilalți. Nu va putea să-și manifeste emoțiile. Asta este problema. Dacă tu nu știi să-ți exteriorizezi suferința, nu o să poți să-ți manifesti nici iubirea, pentru că ești blocată. Suferința și iubirea vin din aceeași zonă. Adică din aceeași centru energetic. Și dacă tu nu poți să-ți manifesti suferința, nu o să poți să-ți manifesti nici iubirea. Că ești blocat. Și atunci dacă învăț un copil, trebuie să se exprime. Plângi, supără-te, sparge, fă ceva. În momentul respectiv va putea să manifeste și iubirea. De asta nu pot bărbații să-și manifeste iubirea, pentru că i-a spus că este slăbiciune. Să iubești, să mângâi, să ai grijă de o floare, să ai. Și atunci vine că el nu știe. Credeți cât de importantă este educația primită de bărbat, de la mama, în relație cu femeia, în viață? Cea mai importantă. În funcție de cum se poartă un bărbat cu o femeie, îți dai seama cum a fost educat el de la mama. Evident că, să fim serioși, mai avem și contribuția noastră. Țin minte că eram în facultate și aveam doar colegii, eram singurul băiat. Și la început le lăsam. Hai, uitați în față, uitați-vă la lamele, uitați-vă la cadavru, uitați-vă aia. Am fost politicos. Și m-am zis, dar ce fac? Tau toată facultatea în spatele lor, că sunt fete. Și atunci ce am făcut? Veneam din cartier de la Pajura și eram la capăt, nu știu care e mașină. Și când se ajungea la capăt, se cobora prin față. M-am dus la aia, la ușă. Le-am dat mâna la toate colegele mele. Le-am zis, uitați ca să vedeți că mama m-a învățat să fiu politicos și să am grijă de fete și să respect. Dar de acum înainte suntem doar colegi și atât și o să mă bag în față să văd. Nu vă mai las. Au râs, dar nu s-au supărat niciodată pe mine. Că într-adevăr nu băgam în față. Când vedeam, mă rog, era asta mai micuță decât mine și îmi părea rău că le băgam în față înainte ca să vadă. Bărbații care cresc fără tată vor fi mai puțin masculini decât ceilalți? Răspunsul este cam da. Păi, gândiți-vă că din punct de vedere energetic nu are o încărcare masculină. Deci nu are un bărbat de la care să-și tragă energie tipian. Și atunci el crește doar cu maica sa, sau cu bunica sa, sau cu mama, bunica și cu sora, care e și mai măsură. Și atunci, evident că el nu se poate încărca yang. Și există energie divine de tip yang. Și există energie divină de tip in. Și atunci, evident că îl afectează. În general, băieții care sunt crescuți de femei, polarizează, se mai poate produce un alt fenomen al polarizării. Deci mama, bunica, sora sunt in și el se polarizează yang, dar în opoziție cu toate trei. Și atunci el devine agresiv. Și nu înțelege așa. Dar de ce e agresiv copilul ăsta? Păi evident, dacă trăiește cu trei femei și pisica e, și are și pisică care e tot fată și are și cățel care e tot fată, el cum să ducă toate astea? Nu trebuie să fie un echilibru într-un loc? Ca să fie echilibru într-un loc, toate fiind femei, automat, copilul va poliza Ian și va fi foarte dur și foarte agresiv și foarte aia. Pentru că e Ian. Și atunci, ce le sfătuiesc eu? Copiii care sunt crescuți de femei trebuie să ducă să-și facă băieții să vadă să facă arte marțiale. Sau să facă sportul care presupune un antrenor. Un antrenor cu care rezonează. Mergând la un antrenor cu care rezonează, automat își va crea un model. Și eu am avut un model din antrenorii mei de arte marțiale.
Și am avut mai mulți. Am avut antrenori de judo, am avut antrenori de karate, care a combinat cu sensei în Gorea. Deci, și care mi-a fost un model. Paradoxal e că acum, la bătrâneță, am început să semăn cu bărba albă și cu părul scurt. Dar, ca idee, ca model, și fără să vreau, am, pe lângă tatăl meu, am avut modele exterioare. Cu atât mai mult cu cât ai o mamă care își crește băiatul singur, trebuie să ducă să-i caute băiatul un model masculin. De ce? Pentru că altfel e în stare să ia razna. Mai e o problemă. Copiii crescuți, statistic s-a descoperit, s-a demonstrat că copiii crescuți fără tată sunt mult mai predispuși să fie antisocial. Adică să ajungă în lumea interlopă, poți prostituție, etc. Droguri și alte chestii. Și atunci e foarte bine să aibă un model masculin. De obicei, antrenor, profesor, etc. de sport și alte chestii. Cei care țin soțiile acasă sunt de fapt nesiguri sau își doresc să le domine? Cei care țin soțiile acasă, cred că nu neapărat. E clar că este și o problemă de dominare, este clar că există și o dorință de protecție, e clar că este și o dorință de... este și o nesiguranță, pentru că poate să fie și o chestie care s-a stabilit în timp, dar, în general, bărbații care țin soțiile acasă, fac din soție o prizonieră. Ea este o prizonieră. Chiar dacă nu realizează, e într-o colivie de aur. Poate să fie și cu colivie de aur. Țin minte că la un moment dat lucram pentru cineva și eram gardă de corp a doamnei și la un moment dat începusem o psihanaliză și ca și gardă de corp. Mergeam cu doamne, cu bicicletă, nu eram singur, am doi. Și la un moment dat mă întreabă doamna, zice, dacă ești atât de bun psihanalist, spune-mi și mie, de ce nu pot eu să dorm noaptea? Și atunci, mi-a și păsărica din gură. Și am zis, pentru că în loc să dormiți cu soțul noastră, doamna respectivă dormea, avea de 30 de ani, zic, când dormiți cu mine și cu tantilunța, tantilunța fiind menajera, bucătăreasa, femeia în casă. Și zice, dar de ce spui asta? Zice, că eu am o viață frumoasă. Și am zis, doamnă, zic, dumneavoastră plecați din casă, unde sunteți cu mine și cu tantilunța, vă ia șoferul, vă duce la firmă, de acolo vă preiau badingazii, vă duceți la magazin, vă faceți cumpărăturile, vă iau badingazii, vă duc acasă. Unde stați cu mine, cu colegul meu și cu tantinat. Zic, aveți o colivie de aur foarte frumoasă. Bun, drăguț a fost că în timp, doamna respectivă s-a despărțit de soțul ei și soțul ei, la un moment dat, eram eu de gardă la poartă și a ieșit cu mașina și a dat geamul jos și mi-a zis, vezi că păsărica a fugit din colivia de aur. N-am mai stat niciun mult acolo, pentru că nu totdeauna adevărul este plăcut și frumos. Și părerea mea e că femeile care stau acasă, stau într-o colivie foarte frumoasă de aur și bărbații care țin acasă le taie alpine, le dă. Cred că e o viață irosită. Bărbații care trăiesc în umbra soției și acceptă orice decizie aceasta au fost femeia altădată și nu s-au dat un rol de bărbat. Da, sunt bărbați care în viața asta sunt bărbați, deși la nivel interior sunt femei. Ei sunt tip in. Bărbații tip in sunt cei care cresc copii, care spală, care calcă, gătesc, fac, fac treburile casnice, dau cu aspiratorul. Ăștia sunt bărbați tip in.
Le place și le place să facă treaba asta. Nu vreți că îi pune cineva cu joacă. Nu pot să pun un bărbat de rău. Că nu o să stea mai bine și amenajeră. Deci, o gândire... Bă, hai să vezi care este gândirea unui bărbat tipic. Un bărbat tipic zice, bă, decât să spăl, eu mă vine, muncesc mai mult și mi-au o menajeră. Și mi-au și menajeră de 20 de ani. Da? Un bărbat tipic vă face el. Că oricum nu face bine orice menajeră cum ar face el. Înțelegeți? Deci ăsta e un bărbat tipic. Adică voi trebuie să alegeți ce vreți de la un bărbat. Vreți să fie bărbat, bărbat? Își va lua o menajeră. Vreți să fie in? Adică vreți să vă sper, va fi tip in. Așa că... Care sunt conștiințele neacceptării condiției de bărbat? Doamne, sunt foarte rari bărbații care nu-și acceptă condiția de bărbat. Pentru că, în general, condiția bărbatului în societatea asta este o condiție, o poziție, are o poziție dominantă. Deci a fi bărbat în societatea românească pe planeta Pământ este o poziție privilegiată. Și atunci sunt foarte puțini bărbați care nu-și acceptă condiția de bărbat. Și ar vrea să fie femei. Vrea să se numesc travestiți. Sau, mă rog. Dar nu am întâlnit bărbați care să nu le facă că sunt bărbați. Și ăștia sunt foarte rari. Și m-am zis, iasă, cei care încep să îmbrace ca fetele și... Mă rog, sunt așa. Dar sunt rari. Da? În general, condiția de bărbat pe planeta Pământ este o condiție privilegiată, creată. Privilegiată. Și atunci, noi nu... Foarte rar sunt. Foarte rar sunt spiritele femei care sunt alți bărbați și care și-ar dori să fie femeie. Și așa v-am zis. Încerc să vă zice. Îi vedem pe la televizor. Orientarea homosexuală specifică celor care au fost mai mult femeie altădată? Absolut. În general, homosexualii sunt tip in. În general, homosexualii sunt spirite feminine care nu-și acceptă condiția de nu de bărbat. Sunt spirite feminine care și-ar fi dorit să fie femei, s-au trezit bărbați și se îndrăgostesc de bărbați. Da. Domnul Pește, nu am nimic împotrivă. Ba, pot să spun că am amici care sunt ei. Și asta probabil stăteam și mă gândeam. Problema celor care au, cei care au problema apropo de sunt homosexuali, sunt proștii și cei care au o nesiguranță privind propria lor sexualitate. Dar dacă eu știu sigur că mie îmi plac femeile, am un problem să stau un bărbat care e gay? Păi clar că nu tremură nimic de mine dacă îmi pune mâna pe picior. Dar dacă sunt nesigur în ceea ce privește problema sexualitate, s-ar putea să nu-mi placă. Și atunci, să zic eu, chestia asta cu homosexualitatea și cu... și care s-a cerpat la noi de biserică, care biserica a prăștiat o ignoranță îngrozitoare în România. Bine, acum să nu crezi că sunt de acord cu căsătorile religioase între homosexuali. Nu. Nu sunt de acord cu căsătorii. Pot să fie legale, mi se pare absolut corect. Dar... nu sunt neapărat nici cu paradele homosexuale. Și ar fi într-o zi să apară parada celor care le place sexul anal. Hai să faci cu o paradă celor care... Sau parada celor care le place... le plac fetișurile. Mai facem o paradă. E stupid. Deci dacă tu ești normal, n-ai nevoie de parade. Adică până și chestia de manifestare a homosexualității îți dă seama că nu ești... împăcat cu normalitatea ta. Te consider specială. Nu sunt de acord nici cu bisericile celor care sunt gay. Adică, gata, noi care suntem gay, ne ducem în biserica, nu știu eu. Asta sunt prostii. Păcate au toți. Sexul ăla făcut de gay e același cu cei făcut de heterosexual. N-are nicio diferență. Păcatele sunt aceleași. Defectele sunt aceleași. Deci nu... Și atunci problema se pune în felul următor. În ceea ce privește homosexualitatea. Da, sunt de acord. Sunt spirite care au inclinații către același sex și se datorează faptului că au fost de același sex, de sex opus, în alte vieți. Deci am fost femeia altădată, acum s-a născut bărbat și a rămas atracție sexuală vis-a-vis de bărbat.
Dar asta înseamnă că sunt de vechi. Spune numele de vechi, se pare normal. Stima de sine a bărbatului, asta este întrebarea pusă de doamnă. Stima de sine a bărbatului este direct proporțională cu mărimea penisului. Doamne, este paradoxal, dar răspunsul este afirmativ. Bărbații sunt foarte mândri de penisul lor și bărbații cred că în funcție de deci că penisul lor este un bărbat tipic. Consideră că penisul lui este așa un fel de ax în care se înjurul care se învârte universul. De asta bărbații sunt foarte sensibili și le place foarte mult să fie admirat organul lor. Bărbații tipici, vorbim. Este adevărat că există o legătură între stima de sine și treaba asta la bărbați. Între potență și stima de sine la bărbați. Dar cred că astea pot fi totuși trecute prin educație și prin conștientizare și prin creșterea conștiinței de sine. Adică asta este valabil la un anumit nivel spiritual. Dar cred că cineva care transcende un anumit nivel spiritual și mai ales un bărbat care transcende un anumit nivel spiritual nu mai este preocupat el de lungimea penisului lui. Adică, să fim serioși, putem să luăm persoane în viață. Cred că eu știu ce lider spiritual nu vreau să-i dau numai pentru că respect, e preocupat de mărimea penisului lui. Mă îndoiesc. Drăguț este că ce față face bărbații dacă ar ști că până și mărimea penisului lor este dată de Dumnezeu și un program. Cât tu? 15. Cât tu? 18. Și până și asta este o lecție. Drăguț, este altceva că bărbații sunt foarte mândri de mărimea penisului lor, în timp ce femeile nu sunt foarte preocupate de treaba asta. E adevărat că există glumea conform căreia ea din anger management. Când două, mă rog, erau bisexuali. La un moment dat discutau și spunea, una spunea, nu suntem încă de acord ce este mai important. Care este... încă nu ne-a hotărât cum este mai bine, mare sau uriașă. Nu ești. Deci, statistic vorbind, sunt foarte puține femei care își doresc penisuri uriașe. Și asta este doar în capul bărbaților, că mărimea penisurilor lor este foarte importantă. Femeile sunt foarte preocupate de, și poate învață și bărbații cu ocazia asta, sunt foarte preocupate de preludiu. De preludiu și de postludiu. Mai puțin de partea din. Adică o femeie, și la un moment dat am pus, eram într-un cerc și le spuneam bărbaților din cercul respectiv, dom'le, femeile nu sunt atât de preocupate de dimensiunea penisului. Și nu e adevărat. Au zis ei. Și am zis, uite, facem un pariu. Zic, facem pariu că 9 din 10 femei o să zică, dar mai pui întrebarea, ce preferi? Preludiu sau sex? Așa. Face pariu că 9 din 10 zic preludiu. Și l-am chemat pe toată prietenele. Și l-am luat pe fiecare. Dacă ar fi să alegi între mânghiere și sex fără mânghiere, ce alegi? Mânghiere. Toate. Nici măcar. Toate au ales la fel. A rămas măcar la urmă. De ce? Pentru că noi nu înțelegem femeia și judecăm femeia prin prisma noastră. Și noi credem că dacă pentru noi e importantă mărimea penisului, credem că și pentru femeia este mărimea penisului. Vreau să spun că gusturile penisului femeilor în raport de sex n-au nicio legătură cu ceea ce cred bărbații despre sex. Că asta e cea mai mare farmă. Bărbații nu știu nimic despre femei. Absolut nimic. Ei cred că trebuie să fie mare și tare. Fals! Sunt mare parte din femei care nu suportă. Mă rog, cred că o situație să facă o emisiune numai despre așa ceva. Apropo de dorințele și statistic vorbind, dorințele femei. N-am nicio legătură cu ce cred bărbații despre.
Bărbații cred că dacă iau o femeie și o țin două ore cu fața la tavan sau o întorc în toate pozițiile, aia este super fericită. Nu. Nici. Poate odată, pe an, îi place așa ceva. Dar dacă e să facă zilnic, fugem pe pământ. Bărbații care preferă să aibă mai multe partenere caută de fapt o confirmare că calităților lor masculine din lipsa de stimă de sine. Nu! Bărbații care caută mai multe partenere, fie o fac. O fac și pentru întărirea stimei de sine. Corect. Pentru un bărbat e foarte important să poată să satisfacă femeia și stima de sine lui ca bărbat iese și, cum să spun eu, deci capătă încredere în el și din datorită acestui lucru. Dar un bărbat care are mai multe parteneri, de obicei are deci ca să-și demonstreze lui într-adevăr că e o bărbat, pentru că îl trage instinctul, deci are, să zicem, sunt bărbați care au exagerată putere instinctuală, au un instinct exagerat și atunci au nevoie de mai multe partenere. Se spune că penisul n-are creier și asta e realitatea și atunci el se duce după capul mic, zic eu. Fiecare bărbat are un moment în care se duce după capul mic, după creierul mare. Și, deci, fie e o formă de descărcare, fie o formă de plăcere, fie o formă de manifestare a dominației, fie sunt multe motive pentru care bărbații vor să aibă și mai multe parteneri. Nu întotdeauna este lipsa de stimă de sine. Că, în general, un bărbat care are mai multe femei are o stimă de sine, ok. De ce fug bărbații de căsătorie? Pentru că te leagă. Te leagă, clar. Te leagă în altar, te leagă în biserică, îți leagă sufletul, îți leagă capul, îți leagă câmpul, îți leagă tot. Noi simțim asta instinctiv. Noi simțim asta și atunci nu mă fugim de căsătorie. Automat căsătoria îți taie din el. Și atunci automat bărbații fug. Foarte rar un bărbat vrea să se păstoreze. Un bărbat vrea să se păstoreze doar condițiile în care poate că nu vrea să piardă femeia de lângă el. Dar așa un bărbat adevărat? Foarte rar. Mă refer. Deci, dacă este supun normelor sociale, strece, la familia, ăsta e modelul actual al familiei. Nu zic că și nici nu cred că e cel mai bun. De ce? Nu cred că e cel mai bun. Noi nu știm să ne creștem copiii. Eu cel puțin. Eu mai învăț să mă compor cu copiii și vorba aia, eu am cât de cât un habar cum e alcătuit un copil ca televizor, știți? Știu așa niște noțiuni de bază despre cum e format. Dar când îi văd pe părinții care cresc copii și habar n-au și știu clar că o să fie, n-are cum să iasă bine. N-are cum. Deci modul cum se comportă relativ la copiii lor, nu au cum să fie bine în perspectivă. Mă ia cu groază. Dar, doamne, trebuie să existe și treaba asta. Și toți învățăm. Tot asta suntem pe planetă școală să învățăm. Unii învață să fie părinți, alții învață să fie copii, alții învață să rezolve traumele copiilor care au fost traumatizați de copii, care și tot așa, deci toată lumea învață. E o întreagă poveste. Și nu se poate altfel. De asta fac informații de căsătorie. Pentru că îi leagă, îi responsabilizează. Trebuie să dai cu subsemnatul. Nu mai poți să pleci cum vrei. Nu mai poți să fii cum vrei. Nu mai poți să faci ce vrei. Trebuie să ceri părerea. Trebuie să ții seama de. Adică nu e așa ușor să trăiești într-un cuplu. Că nu cred că de vrea cineva să stie în lume și zice câmpii, nu știu, când pleci, nu știu. Ce faci? Încă nu știu. Ne facem programul împreună, pe stai că încă nu știu. E clar că la un moment dat trebuie să ții seama de ce de lângă tine. Și oricum te leagă, te leagă și o relație simplă. Apoi o căsătorie. Iar te leagă energetic, te leagă spiritual. Nu mai vorbesc de jurăminte și altele. De asta întrebare frumoasă. De ce fug bărbații de femeile frumoase și inteligente? Dom'le, răspunsul stă în următoarea întâmplare. Îmi vine la mine o maestră de-a mea. Și ea brunetă. Și zice, băi, zice,
Zice, stătea de vorbă cu prietenul meu la masă și îi spuneam, zice, mă, frumoasă sunt, deșteaptă sunt, corp mișto am. Zice, bani am, mașină am, casă am. Păi de ce nu pot să fiu cu niciun bărbat? La care prietenul ăsta i-a răspuns, pentru că bărbații preferă blondele. Dom'le, de ce preferă bărbații blondele? Blondele sunt între ghilimele. Pentru că o femeie deșteaptă știe întotdeauna ce-i cu tine. O femeie deșteaptă te simte. O femeie deșteaptă e nasol dacă e mai deșteaptă de tine. Da? Și cum bărbații nu sunt foarte vă spun eu tocmai pentru că bărbații suferă un pic dintr-un, de un confort psihic. Și nu prea citește și nu prea vorba ce. Automat, dacă întâlnește o femeie care e mai deșteaptă decât e, fug. Pentru că un bărbat simte nevoia să domine. Ori un bărbat, o femeie care e deșteaptă la domnul întotdeauna un bărbat care e cam redus. Și atunci nu se duce cu o femeie mai deșteaptă. De ce fug bărbații de femeile frumoase? De nesiguranță. De nesiguranță că ar putea pierde în fața altui bărbat. De nesiguranță că ar putea fi înșelat. Că ar putea să înșelă. De gelozie, de... cum să vă zic eu? O femeie frumoasă atrage privire. Dom'le, nu e ușor. Să ai o femeie frumoasă unde tine care polarizează privirile. Și să ai și o femeie frumoasă care polarizează numai privirile și dorințele sexuale, e și mai greu. Să gestionezi treaba asta. Dar asta ține foarte mult de puterea ta interioară. Pentru că dacă nu te afectează și... vreau să pun în următor. Eu întotdeauna nu... Hai să zicem, întotdeauna mi-am făcut prietena cea mai frumoasă din locul unde era. Și vedeam și mă gândesc, mie nu mi-a fost teamă să stau lângă o femeie frumoasă. Și mi-a fost teamă, cred că tocmai pentru că în interiorul meu mă știam, mă credeam capabil să am grijă de ea. Bun, asta nu exclude faptul că aș putea fi părăsit sau că am fost părăsit. Am o situație complicată, că am răspunderi, responsabilități mari, zăvidanțe, etc., etc., etc. Deci nu mă aflui de faptul de a fi părăsit. Să mi se spune, știi, ești minunat, dar ești mult prea mult pentru mine. N-aș putea să duc tot ce duci tu. Bun, e firesc. Un om nu poate să ducă neapărat ce duci tu și nici nu e obligat să ducă ce duci tu. Și atunci eu judec altfel. Eu nu am o problemă. Nu am o problemă în m-am apropiat de cea mai frumoasă femeie. Așa cum nu am o problemă să înțeleg că poate că la un moment dat e va pierde. Foarte simplu. Oamenii, deci bărbații, nu se duc la femei frumoase de teamă de a fi respinși. Te poate respinge. Și atunci este o problemă de ego. Și dacă te respinge, ce? Da? Și a doua, că ar putea, că fiind o femeie frumoasă, ar putea fi părăsit sau ar putea fi înșelat de cei mai buni prieteni se poate întâmpla. Bun. Și? Care-i problema? Vorba unui prieten de-al meu. Un prieten de-al meu, observ, la un moment dat își găsește prietena cu cel mai bun prieten. Și ce bă, zice, fericitări, vă meritați. Da. Unul pe altul. Și-a plecat. Ne-a bătut nimic. Vă meritați în urmă. Asta este o simplitate cu care pot să... să-ți asumi asumea chestia. În momentul în care nu ți-e teamă
să fii părăsit. În momentul în care nu ți-e teamă să fii înșelat, nu ai de ce să nu te apropii de o femeie frumoasă. Iar, deci asta este motivul pentru care nu s-a apropiat bărbații de femei frumoase. Plus că femeile frumoase au o lumină interioară care sperie. Aveam o prietenă, la un moment dat, era disperată. N-ajungeau bărbații să culce cu ea, terminau înainte să dezbrace. Te era tu frumoasă. Și făcea, nu știu ce mai fac, nu știu ce să mai fac. Zice, și ăsta, și ăsta. Și atunci i-am zis, bă, să fățea, știi ceva? Ia-i, frate, judui pe întuneric să nu te vadă cum arăt. Și să te vadă după. Să nu se prindă că e mișto. Îți poate întâmpla. Și... totodată, femeile frumoase determină reacții de genul ăsta. Sunt atât de frumoase și au această lumină și îmi duc aceste probleme, în bărbăvară să intre în termen instantaneu. Și care e problema? Nici măcar n-aș avea o problemă în treaba asta. De ce? E un firesc. Dar după aia, indiferent. De asta. Deci bărbații, femeile, inteligența este pentru că ei vor să domine și o femeie, un om inteligent totdeauna va domina pe celălalt care nu are această calitate. Iar femeile frumoase din cauza nesiguranței. Nesiguranța ce poate să facă un pas, nesiguranța ce se poate întâmpla, nesiguranța de viitor care poate fi părăsită pentru că. Da? Ce își dorește un bărbat de la o femeie pentru a putea trăi liniștirea? Să știți că bărbații nu sunt atât de complexi, complicați cum pare. Bărbații au nevoie de suport emoțional. Bărbații au nevoie de recunoaștere. Bărbații au nevoie de încurajare. Bărbații au nevoie de câteodată să fie împinși de la spate. Bărbații au nevoie să fie mângâiați, să spună, tati, ce minunat ești tu. Și cum le faci tu pe toate? Nevoia asta de recunoaștere a bărbaților este foarte vai cât muncești tu și cât ne ajuți tu și la 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 și la. Avem nevoie de treaba asta de recunoaștere. Bărbații au nevoie de variații. Adică, e frumoasă liniște. Doamne, dar să știți că monotonia plictisește. Au nevoie de ca femeia de lângă ei să... cum să vă zic eu? Să aibă efectiv grijă de ei. Să știți că bărbații sunt totuși ca niște copii, să dea și mă gândeam. În cazul în care nu au menajer, să zic că femeia trebuie să ia cu bărbat să-l încarce. Pentru că un bărbat tipic o să aibă două mâini stângi. Vorba lui tata. Nu o să spere el. Dar nu știe. Și vreau să spun că am încercat să spăl. Pe cuvântul meu, deci dacă nu m-am străduit, spălam ciorap pe alb. Că așa se purta pe vremea tinereților mele. Ciorap pe alb. Indiferent cât m-am chinuit, nu i-am putut spăla cum îi spăla mama. Niciodată. Și m-a luat la întâlce și am zis, dacă nu frec la ei, un sfert de oră. Nu ieșeam. Asta nu avea mașină de spălat ca lumea pe vremea. Și nu ieșea. Și până la urmă am zis, mama, ia-i, că nu reușesc. Și nu, nu știu de ce. Mama, era altceva. Și atunci singurul lucru care mi-a spălat mi-a dat kimono. Și după aia, a intervenit așa în spăl. Dar bărbații au nevoie să aibă lucruri, deci nu, foarte rar. Bărbații foarte organizați sunt tini. Păi, că și așa, tot lucru frumos. Îndreaptă ciucurii de acolo. Deci nu știu să nu. Nu e un bărbat tipic. Un bărbat tipic când intră în casă, îmi trămă ceva. Deci nu. Da? Deci bărbații au nevoie de pace. De echilibru. Au nevoie de curmeze, de variații.
au nevoie să fie înțeleși, au nevoie să fie iubiți, au nevoie să fie, eu știu, unii alintați, unii au nevoie să fie certați, unii au nevoie să fie toate. Depinde, fiecare individ este unic, fiecare om are nevoie de lui. Nu poți să spui așa în bărbat. Dar dacă studiezi așa bărbații pe care i-am cunoscut, clar. Doamne, și încercați să nu-i plictisiți. Motivul pentru care să plictisesc bărbații de femeile lor este că ajung să facă sexul, dragostea, am ajuns să o facă mecanic. Ajung să o facă în anumite condiții, într-o anumită formă și nu mai participă. Pur și simplu devine un ritual. Pa-pam, 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 pa-pam. Încercați să dați, să spunem, viața relației voastre cu un bărbat, în sensul că trebuie plictisit. Schimbați, învățați ceva nou. Faceți lucrurile altfel, faceți permutări, faceți schemele, schimbați schemele. Dacă faci toate așa, ca picătura chinezeță, e moartea pasiunii. Deci femeile pot să păstreze pasiunea vie, bărbații nu. Foarte rar bărbați. Ieșiți în locul meu. Plimbați-vă alte tipuri de energie. Alte tipuri de alea. Refăceți-vă sufletele. Dragostea dintre oameni dispare tocmai pentru că dispare. Uzează foarte mult sexul și dispare iubirea. Deci se duce sufletul. Învățați-vă să vă încărcați sufletește. Alte zone, alte. Și automat faceți lucruri împreună. Faceți lucruri separate. Faceți și lucruri împreună. Lăsați bărbații să mai ducă cu bărbați, să fie ea, să reîncarce. Duceți-vă și voi cu fetele să fiți in, să vă reîncărcați cu fetele. Da? Tot ce ține de coafor, masaj, vorba. Da? Și atunci când te întâlnești, apare diferența aia de potențial, care face să păstreze vie dorința sufletească și sexuală. Da? Pe când dacă stai tot timpul nas în nas, se produce o armonizare și dispare atracția sexuală. Bărbații sunt mai bine plătiți decât femeile și au cele mai multe funcții de conducere, pentru că asta este lumea în care trăim. Și pentru că și ați învățat să fie, că femeile nu pot, că nu au, că slabe, că... În momentul în care voi, în acatiste, aveți la Sfânta Paraschivă, că deși ai fost slabă de minte, ai ajuns Sfântul. Deci în momentul în care voi condiționați prin religiile voastre faptul că femeia este slabă de minte, eu nu am găsit la ora actuală nimic care să confirme ideea că bărbatul este superior femeii sau femeia superioară bărbatului. Niciun. Femeile pot să facă foarte multe lucruri, mult mai bine decât bărbați. Bărbați pot să facă multe lucruri, mai bine decât femeile. Dar asta nu înseamnă că sunt superior. Deci nu am găsit nimic care să confirme chestia aia cu bărbatul e cruce, femeia e jumătate de cruce. N-am găsit. N-am găsit anatomic, n-am găsit psihic. Am întâlnit niște fete care pot să întoarcă pe toți episcopi la puterea lor interioară. Ei fac pachet. Nici nu știu ce putere au la nivel interior. Și am găsit bărbați, vorba aia, în fruntea, așa și cu toate bulendurile alea vechi, ca niște lăuze. Deci nu e legătură. E vorba de psihic, de spirit, de suflet. Nu are nicio legătură cu are biluțele înăuntru sau în afară. Nu. Deci să mai avem vorbesc, pentru că asta este lumea în care trăim și pentru că așa am fost educați. Iar religiile sunt făcute de bărbați. N-am văzut. E vreo religie făcută de vreo femeie? Moise, Iisus, Buddha, Mahomet. Care religie e făcută de femeie? Una. Și greșit? Că de-aia este trebuie să fie. Dar din Dumnezeu. Eu n-am nicio problemă. N-am nicio problemă nici dacă aș fi femeie.
Eu am învățat să mă adaptez situațiilor. Ce ar trebui să facă bărbații pentru a câștiga mai multă energie yang? E vorba de alimentație. Există alimentație yang, există sportul yang, există... cum să spun eu? Antrenamente yang, există preocupări yang. Păi dacă vrei iei un bărbat și pui să plimbe căruciorul, să înfeșe copilul, să-l țină în brațe, să-i dea cu biberonul, să legine, să încălzească lăpticul. Păi cum să mai fie bărbat? Că îți pierzi și mama ta de masculinitate. Simplu fac că trebuie să te poți cu ăla așa. Îți ia din. Deci nu se poate. Preocupările yang sunt sport și nici măcar tot sportul. Sunt multe. Deci femeile care vor... Deci femeia ar vrea să fie un bărbat și yang, dar să facă și treburi yin. Nu merge. Nu merge. Tot ce ține de sporturi care lucrează musculatura mare, dezvoltă testosteron. Da? Deci în momentul în care un bărbat face fitness, face sport și lucrează grupele mari, grupele mari dezvoltă testosteron. Există alimente care dezvoltă testosteron. Există alimente bogate de testosteron, adică în recursuri de testosteron. Și atunci, automat, în funcție de ceea ce mănânc, o să am alimentație mai mult sau mai puțin. Adică o să fiu mai mult sau mai puțin. Și e vorba de preocupări, e vorba de profesii care sunt. În momentul în care lucrez numai cu Doamne și fac terapie pe Doamne, automat o să am un exces de incas. Și atunci mă duc frumos la sare, la băieții de la arte marțiale, la box, ca să mă încarc iam. Da? Sunt bărbați mai preocupați spirituale cu femeia, așa a fost întotdeauna. Da, a fost o perioadă în care bărbații au fost mai preocupați de spiritualitate, pentru că era închisă spiritualitatea către femei, vezi, iudaismul. Dar asta nu este adevărat. Totdeauna femeile au fost mai preocupate de spiritualitate decât bărbații. Femeile le aveau cu hai să mergem la ghicitoare, hai să mergem la vrăjitoare, hai să mergem să dăm un cafea, să ne schidem tarotul, să... Bărbații nu le-au asta. Deci bărbații nu vreau să se preocupați de spiritualitate. La bărbați, spiritualitatea este o profesie, cum sunt preoții. Sau o chemare, cum sunt călugări. Dar nu seamănă că sunt bărbații mai preocupați de spiritualitate. Plus că bărbații au niște limite mai mari decât femeile. Femeile, fiind intuitive, percep mai repede adevărul decât bărbații. Bărbații sunt mai raționali. Și atunci e mai ușor să apropie pentru o femeie de Dumnezeu decât de un bărbat. Așa că, din punctul meu de vedere, femeile sunt mult mai aproape de Dumnezeu decât bărbați. Pentru că sunt intuitive și Dumnezeu este în primul rând intuiție și mai de abia după aceea rațiune. Conectarea bărbații inferior femeie pentru că nu pot da viață? Nu. Eu cred că sunt roluri. E un rol să fiu bărbat în viața asta. Este un rol să fiu femeie în viața asta. Deci, problema este că oamenii nu-și asumă rolurile. Adică, Doamne, dacă m-am născut femeie, eu nu fac copiii unei bărbat. Că mai am auzit de la mama copiilor mei. Ți-am făcut doi copii. Mi-ai făcut mie. Păi ce? Te-ai născut femeie pentru mine? Te-ai născut femeie ca să fii mamă. Deci una dintre misiunea personală a unei femei, prin faptul că s-a născut femeie, este să fie mamă. Nu faci copii unui bărbat. Ți-am făcut copii. Tu i-ai făcut. Îi faci pentru tine. Deci eu când am fost femeie, stăteam și mă gândeam. Că mi-au revenit în minte sentimentele și gândurile de atunci. Băi, am gândit copiii sunt ai mei. Ăla mi-a dat sămânța. La revedere, drum bun, dacă n-am văzut. Dom'le, da. Copiii, eu i-am făcut și i-am făcut în primul rând pentru mine și pentru Dumnezeu. Nu pentru un bărbat. Nu-i fac cu un copil unui bărbat. Dau naștere unui copil, mă rog, așa gândeam eu ca femeie. Dau naștere unui copil, dau naștere, las un spirit să se nască și mă preocup de aici de educația lui și fac asta pentru spiritul respectiv, pentru Dumnezeu și pentru sufletul meu. Ca și emisiunea mea personală de femeie.
fac copilul unui bărbat? Sunt mama copilor tăi. Asta e un titlu de onoare. Am întâlnit asta la multe femei. I-am făcut doi copii minunati. E făcut lui. Nu te-ai să născut femeie? Te-ai făcut femeie? A, dacă eu, Dragoș Argean, ca bărbat, îmi schimb sexul și mă duc la ala, zic, bă, vreau să-ți fac neapărat un copil. Și fac un copil, atunci, da, pot să spun, bă, mi-am schimbat sexul ca să-ți fac ție un copil. Dar dacă m-am născut femeie, m-am născut cu atributul ăsta, cu potențialul ăsta să fiu mamă. Și nu înseamnă că este, face parte din mișina mea personală, pe care mi-o asum, sau nu mi-o asum, pe care o simt sau nu simt. Asta e treaba mea. Dom'le, da. Am instrumentarul, am aparatura necesară să fac copii. Eu nu cred că femeile sunt superioare bărbaților că fac copii. Cred că femeile trăiesc, au o trăire superioară bărbaților prin faptul că nasc. Bărbatul nu o să știe ce aia maternitate. Clar! Până nu devii femeie și nu înțelegi ce înseamnă să crească un copil în tine, să naști și să arătezi, n-ai cum să știi ce e. O să zică orice, orice. Da? Și asta e clar. Dar nu înseamnă că sunt superior. Asta este menirea lor. Programul lor din viața asta. Pe care și-l asumă sau nu. Deci eu pot să-mi asum faptul că sunt bărbat sau nu, pot să-mi asum faptul că sunt femeie sau nu, dar să ține de mine. Faptul că o femeie și-asumă sau nu că este femeie, este opțiunea ei. Ea tot să fie femeie. Asta nu face nici superioară, nici inferioară. Superioară o face modul cum își manifestă rolul ăsta, modul cum îl îndeplinește. Cum îți îndeplinești tu rolul de femeie? Ce sfaturi le dați, le puteți da bărbaților tăi și accepta conția de bărbați în scopul vărților spirituale? Bun. Care cred eu că este rolul bărbatului? Părintele Argață spune așa, că rolul bărbatului nu este în primii 7 ani de viață. Eu am stat să mă înțeleg dacă are dreptate sau nu și undeva am luat concluzia că are dreptate. Rolul bărbatului este să educe copiii după o anumită vârstă. Eu zic că bine. E bine prezența, e bună prezența unui bărbat în preajma unui copil, pentru că bărbatul este factorul de autoritate. Și spuneam că s-a demonstrat că, mă rog, statistic, copiii care cresc fără tată sunt mai predispuși la acte antisociale. Adică droguri, băuturi, alcool, prostituție, pe de-astea. Da? Lumea intolor. Și atunci, e foarte bună prezența unui bărbat în viața copiilor. Pentru că, v-am zis, el este factorul de autoritate. Cu singur amendament să și știe treaba asta. Pentru că, dacă un bărbat nu știe ce să fie bărbat și dacă un bărbat nu are preocupări efectiv masculine. Totul un bărbat e bărbat dacă vânează, dacă pescuiește, dacă eu știu, face sport, face sport de performanță. Dacă, eu știu, are preocupări masculine. Deci nu, orice mi-ar spune genul, în momentul în care un bărbat începe să aibă preocupări feminine, chiar și ca în joc, nu mai poate să fie cu totul bărbat. Că n-are cum. Da? Și atunci, eu sfătuiesc bărbații să fie bărbați. Adică, să caute preocupări ea. Doamne, simți un bărbat care e un bărbat. În prezența unui bărbat, simți energia aia unui bărbat. Nu trebuie să strige, nu trebuie să dea un simt. Așa simt și femeile. Femeile simt un bărbat care e bărbat. Simplu fapt, tonusul muscular, puterea interioară, cum vorbești, cum ai, ciul. Da? Îmi spunea, n-am acceptat una dintre mamele copiilor mei. Zice, Dragoș, tu zice, tu vorbești dinăuntru tău și sperii copiii. Doamne, asta sunt.
o să se obișnuiască la un moment dat. Că ăsta sunt, nu sunt altul. Și nu o să încerc să fac așa ca să nu se sperie pitici. Ei trebuie să zici că ăsta sunt. Da? Vezi, când ciul stagnează într-un bărbat, vezi după cum vorbești. Da, dacă dă drumul ciului și vezi așa, simți. După cum respiră, după cum el, cum să vă zic eu, absolut tot, prin tot sporii. Face sport. În primul rând începeți cu sportul. Asta să te scriu bărbați. Sport. Fitness. Fiare. Jogging. Bani. Astea sunt ideale. În primul rând, consumă energiile statice. Energiile statice sunt cele care blochează potența. Eu am făcut teste pe sport la loc de igură. Există un nivel la care, deci de sport, la care dorința sexuală crește, pentru că crește de cantitatea de testosteron, și există un nivel când încerci să faci sport la nivel profesionist, cam moare dânsă. Pentru că la nivelul de sport profesionist, nu mai ai energie sexuală. Mie când îmi spun ăștia că au fugit fotbaliștii din tamerele de antrenament ca să se întâlnească cu femei, înseamnă că nu au făcut antrenament. Băi, antrenamentul este până de azi. Când te-ai ars, nu se mai spală nimic. Poate să vină Miss Univers. Clar! Și n-am zis eu. Am stat de vorbă cu mai mulți sportivi ca lumea de performanță care atunci au ajuns campion sau vicecampion. Și a zis foarte grav. Sportul de performanță te consumă. Nu mai ai nevoie de nimic. Ai nevoie doar patul, vezi. Și dacă găsești cea mai frumoasă femeie, nu știi cum să o dai la o parte să dori. Bun. Dar acum vorbim de apropo de bărbații. Există o limită a sportului care crește potența. Tocmai pentru că deblochează energia statică pe care o acumulăm de pe toate din profesii, de acasă, de peste tot. Și atunci eu recomand sportul și alimentația. În mâncarea unui bărbat. E foarte important. Și după aceea ducem un supliment. Lucruri de-astea. Simt. Apilar, mir, propolis, ginseng. Care sunt foarte bune. Apropo de el. Bun. Cam astea sunt întrebările pentru astăzi și răspunsurile la ele. În măsura în care vă ajută, sper să vă fie de folos. Mamelor, nu uitați. Voi creșteți bărbații de mâine. Voi creșteți. Și în funcție de cum vorbeșteți voi băieții, așa o să manifeste relativ la femei. Așa că aveți grijă cum vorbeșteți băieții. Pentru că ei pot să fie eu știu, o binecuvântare pentru femeie, pentru de lângă ei, fie un blestem. Vă mulțumesc, sper să vă fie de folos. O seară bună continuă.